Știu că vă doriți o viață mai bună. V-au promis-o toți. După au venit cu scuze. Știu că vă doriți locuri de muncă. Să aveți salarii, să vă hrăniți copiii, să-i trimiteți la școală, așa cum au făcut și părinții noștri. Știu că vă doriți mai mulți bani cu care să vă puteți ajuta părinții. Sunt un om obișnuit. Am pornit de jos, am muncit mult, am cunoscut lipsurile cu frică de Dumnezeu. De-aia trebuie să vă spun adevărul. România noastră dragă se află într-o situație dificilă. Haideți să ne avem unii pe alții ca împreună să-i repornim inima. Inima României sunteți dumneavoastră. Candidează Demniță? O să le spun și prietenilor. Avem cu cine sta de vorbă. Bună ziua, stimați pășcăneni, stimați locuitori ai orașului Lău și ai colegiul de trei senat, care se întinde la malul Moldovei până la malul Crutului. Mă numesc Niță Dermidie, am 51 de ani, sunt născut la Victoria, județuiaș, în comuna Victoria, județuiaș, în 1961, m-am școlarizat în Iași, am făcut Universitatea Tehnică Gheorghe Asache, Facultatea de Mecanică. Am lucrat ca inginer la întreprinderea de scule și accesorii speciale actualul Scudat până în 96. Din 96 până în 2000 am lucrat la SIF. Din 2000 în 2004 am făcut activități independente, afaceri. Din 2005 până la ora actuală am lucrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă, inspector șef adjunct Federației de Muncă, cu o perioadă de suspendare de un an jumate, în care m-am ocupat de Scudas, vechiul meu loc de muncă. M-am hotărât să candidez în partea Alianței România Dreaptă, întrucât ce se întâmplă în țară la ora actuală mă nemulțumește profund. România este într-o situație dificilă. Ceea ce m-a determinat să mă implic mai mult în activitatea politică și să candidez la Colegiul 3 Senat. Fac politică din 1995 în cadrul Partidului Democrat. Nu am mai candidat până acum, sunt candidat nou și după cum ați observat și noastră, are 75% candidați noi pentru Parlamentul României. Este singura alianță care are o comisie de etică și care a verificat dosarele tuturor candidaților. Și au trecut doar cei care sunt neplătați sau candidații noi. Pentru că noi vrem să facem un alt fel de politică. Politica omului de jos. Vrem ca toate problemele, toate dorințele oamenilor de jos să ajungă într-adevăr la București, la Parlament, la Senat, la Camera Deputaților și să le găsim o rezolvare. Am făcut această conferință de presă mai târziu față de alți colegii mei, pentru că am putut întâi să văd colegii, să-l vizitez toate comunile, toate satele și orașe, cele două orașe. Pașcani îl știam că locuiesc aici, Hârlău mai puțin. Ceea ce am văzut m-a întristat profund. Cred că este una dintre cele mai sărace zone a județului, partea asta din nord, Colegiul 3 Senat, și cred că una dintre cele mai sărace zone din țară, aș putea spune. Peste tot când am fost, nimeni nu-i cunoaște pe cei trei reprezentanța lor în Parlamentul României în mandatul 2008-2012. Am fost într-o comună în care edilul șef de acolo a spus că n-a văzut pe când este el primar și are ultima mandat, nici un parlamentar. Este cineva de malul Crutului. Ceea ce mă arată că voi avea mult de lucru în momentul în care voi câștiga alegerile și voi merge la Senat. Vreau ca problemele acestor oameni să ajungă acolo și să le găsim o rezolvare.
infrastructura este la pământ, locuri de muncă nu au. Vă spun, sărăcie este prunt în această zonă. Și împreună cu colegul meu, Liviu Bulgaru, care candidează în Colegiul 6, Camera Deputaților, vrem să-i ajutăm pe acești oameni. Vrem să le schimbăm viața. Vrem ca peste 4 ani să putem merge în fața lor, să-i privim în ochi, să nu ne fie rușine și ei să fie mulțumiți de noi. Activitatea noastră vrem să se desfășoare, într-adevăr, în colegi. Acolo unde oamenii au nevoie de noi, să le vedem problemele, să luăm la cunoștință de ele și să le ducem la București și acolo să încercăm să le rezolvăm. Cu această ocazie am să vă citesc un comunicat de presă la care n-am gândit eu, dar vreau să-l aduc la cunoștința alegătorilor cu acest colegiu. Stimați cetățeni, făcând analiza activității parlamentare a celor care ne-au reprezentat până azi în Senat și în Camera Deputaților, am constatat că aceasta este nulă. Știm cu toții că actualul senator al Colegiului Senat, domnul Florin Constantinescu, împreună cu deputatul Neculare de Răsoi, Colegiul 5 Bașcani și Angel Stanciu, Colegiul 6 Răvlău, aparțin PSD-ul. Nu au făcut nimic pentru noi. Cei pe care îi reprezintă în Parlament. Și am să vă expun pe scurt activitatea lor parlamentară. Domnul Florin Constantinescu se laudă că este la conducerea Senatului. Timp de 4 ani a avut 43 de inițiative legislative. Numai 2 s-au transformat în lege. Prima se referă la județul Tulcea. Domnia s-a propus trecerea unor terenuri de la Arte Române la primăriile din Paclina, Mariuc și Crișan. Cum este posibil ca acest domn să mai reprezinte o județuiașă atâta timp cât nu este preocupat de colegiul său? A doua propunere legislativă se referă la modificarea doar a unui articol din codul fiscal. Toate celelalte 41 de inițiative au fost respinse sau stau ascunse prin sertarele Parlamentului. Cum este posibil ca acest domn să mai reprezinte oamenii din Colegiul 3 în Senatul României? Domnul Neculaie Rățoi este un necunoscut printre colegii săi. Probabil că vârsta nu mai ajută. Are 73 de ani. După ce a adus Pașcani în starea deplorabilă în care se află, fiind un primar, cum toți știți, cel mai vechi din zonă, din 1981, a devenit, în această calitate, a avut de deputat, a avut 27 de inițiative legislative. Singura devenită lege este legea care face 15 ianuarie Ziua Culturii Naționale. O zi liberă neplătită. Restul activității sale devenit propuneri legislative respinse sau care stau pe fundul sertarului. Domnul Angel Stanciu, deputatul din Colegiul 6, deputați, a avut doar 17 inițiative legislative. Una e cu Ziua Națională a Culturii, alta cu recompense pentru premianți și una care se referă la construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație antrescolară. Restul sunt respinse sau uitate prin sertarele Parlamentului. Aceasta este activitatea rușinoasă de 4 ani a reșilor PSD în Colegiul 3 Senat. Putem trage concluzia că trebuie schimbată, deoarece nu au făcut nimic pentru oamenii care au votat. Sunt ineficienți și dezinteresați. Mai doresc să-i reprezinte pentru încă 4 ani pe locuitorii din nordul județului Iași. Nu trebuie să votați. Candidații ARD au programe locale și își depun de pisea dacă nu se le îndeplinesc. Asta a fi comunicat cu presă, v-am spus, în ceea ce privește activitatea celor 3 parlamentari care au reprezentat Iașiul legislatura trecută. Noi luăm angajamentul, vom face mai mult. Mult mai mult pentru locuitorii acestui colegiu. Vă spun deschis că în momentul în care nu voi putea rezolva problemele cetățenilor, nu voi fi în stare, incapabil, las locul liber alte. Deci nu merg acolo pentru problemele mele în Parlamentul României. Merg pentru problemele cetățenilor. Sunt un om deschis, un om cinstit, corect, cu frică de Dumnezeu și putem să spun adevărul. Nu-mi place să mint.
pescării mă știu, cei din zonă, am ajutat cât am putut în funcție, în domeniul în care am lucrat și totdeauna zic că am făcut treabă bună. În momentul în care nu voi fi în sare, vă spun ce zic, las și plec. Nu era o dorință a mea, numai acătoare, să ajung în Parlamentul României. Merg acolo pentru că mă dor problemele lor. M-am săturat să văd oameni sărați, oameni disperați în zona asta. Vrem să o transformăm într-o zonă cu oameni demni, să-și găsigi cinstit pâinea, să-l mai apelez la mila statului. Statul nu trebuie să-i ajute decât să-i creeze un primat normal, legal, pentru dezvoltarea lor. Nu pomeni electorale. Astea se duc, trec și statul, economia nu se dezvoltă, statul rămâne unul. Unde am ajuns, de fapt. Vedeți și noastră. Cam asta ar fi. Altă parte vreau să avertizez unii primari din zonă, să las oamenii în pace, să voteze cum dedicează conștiința, cum știu ei. Să nu influențeze. Mai sunt și la societăți comerciale, patroni care îi obligă. Deci votul este liber. Să lasă să fie liber. Ați văzut fraudarea la referendum, ați văzut cu istorie cercetări penale, ceea ce este un exemplu pentru viitor. Noi vrem să concurăm cinstit, candidăm cinstit și lumea să discearnă dacă merită sau nu să ne dea mandatul lor și încrederea lor pentru următorii 4 ani. Vă mulțumesc! Da. A spus la începutul conferinței de presă că România se află într-o situație dificilă. În opinia dumneavoastră, cine sunt vinovații? România se află într-o situație dificilă. A intrat în această situație dificilă după schimbarea guvernului Ungureanu și venirea guvernului Ponta la putere. Deci, în acel moment s-a produs o ruptură cu Europa. Noi eram o țară bine văzută în Europa, în Consiliul European. Și în momentul în care i-au făcut acea suspendare a președintelui Băsescu, atunci democrația a avut disferită. Și eu cred că a fost cauza principală care a tras înapoi cu câțiva ani. Ar totuși noastră, inflația cum a crescut, devalorizarea leului și căderea nivelului trai, creșterea prețurilor. La carbonanță au crescut prețul de 14%. Inflația la 1,8 a ajuns la 5,3. Fiecare cetățean, de la venirea guvernului Ponta, a pierdut fiecare familie, circa 100 de lei din banii lor, datorită devalorizării și creșterii prețurilor. Au luat în râs actualii guvernanți instituțiile europene. Ceea ce nu este bine. Alianța România Dreaptă este o alianță pro-europeană care își propune integrarea de deplin a României în Uniunea Europeană. Ora, dar nu suntem integrați. În momentul în care vom fi acceptați în spațiul Schengen, când vom avea moneda națională euro, și când vom depăși decalajul față cele 11 țări care sunt înaintea noastră și care nu merită să fie, noi avem potențial mult mai mare decât ei, atunci va fi, într-adevăr, vom fi integrați în Europa. Da, când ne referim la o situație dificilă a țării, ne referim probabil la lipsa locurilor de muncă, la lipsa unor proiecte, a unor strategii guvernamentale care să genereze bine la oamenilor, dar vreau să vă întreb în ce condiții schimbarea premierului Ionuț Ungureanu a influențat negativ viața românilor. În momentul schimbării premierului Ungureanu și de viața noastră de la mersul spre Uniunea Europeană, spre Europa, spre integrarea în Europa, a fost un mare semn de întrebare pentru investitorii străini, care ușor, ușor au început unii să retragă, alții să nu mai vină, care intenționau să vină.
S-a dat guvernul Boc și Ungurea a reușit să țină inflația sub control. Am avut o ușoară creștere economică. În trimestrul 1, 0,1%, în trimestrul 2, 0,5%. În trimestrul 3 am avut o scădere, am mers pe minus, de 0,5%. Și de viața asta, de la planul nostru, care era clar structurat pe Europa, v-am spus, i-a pus pe gânduri cu mulți investitori. Și mulți s-au pus întrebarea dacă mai merită. După aceea, la editării de buget în octombrie, septembrie și octombrie, banii care erau alocați pentru dezvoltarea infrastructurii, metrou și autostrăzi, au fost dirijate către primăriile Buzăriului. În felul acesta s-au pierdut 30.000 de locuri de muncă. Și mai sunt și multe care, cu altă ocazie, pot să vin mai scurt. Cam câți investitori a pierdut România după schimbarea lui Mihai Răzvan Ungureanu? Asta n-aș putea să vă spun. În mod sigur, în mod clar. Clar, vă spun, vă dau un număr. Dar cu suficient. Ați spus că sunt primari din comunie pe colegiul respectiv care nu au văzut nicio propagandă. Mă întreabă dacă mai întrebări și mai. Să trebuie să dau întrebări. Mai întrebări. Ați început, ați pomenit de contracandidații dumneavoastră, de cei care au și candidat în 2008. Care va fi strategia dumneavoastră? Ce vreți oameni spune despre ei oamenilor? Că nu le spun nimic. Ce o să le spun ei oamenilor? Asta mă întreb. Înțelegeți? Adică ei ce o să-i spună? Ce au făcut pentru oameni? Eu n-am mai fost parlamentar. Eu o să le spun ce vreau să fac. Le-am promis că voi trece prin colegiul lor, în fiecare comună. Cel puțin o dată pe semestru la o ședință din Consiliul Local, să văd probleme, voi ține legătura cu ei. Și voi încerca să-i reprezint cât pot de bine. Înțelegeți? Prin contactele pe care le voi avea, să încerc să atrag investitori, să atrag fonduri pentru dezvoltarea acestor lucruri. Un parlamentar face legi. Face legi, dar are și diferite contacte, dacă vrea. Intru în contact cu destul de mulți oameni de afaceri, să fac destul de vizite în afară și... O să facem. Noi pornim de la cadrul legal, dar după aceea o să facem și un lobby pentru zona asta. Am înțeles. Care ar fi primarii care au început să influențeze alegătorii? Eu nu i-am văzut, n-am discutat cu ei, v-am spus din ce am auzit, ce mi-au adus la cunoștință echipa mea de campare. N-ar vrea să-i mai enumăr aici. Din ce localități au venit mesajul? Mai multe localități. Componentarea colegiului? Anii colegiului, 3 senat. Mulțumesc. Ați spus că sunt primari care se plâng de faptul că în colegiul respectiv și comuna lor n-au venit niciun parlamentar în cei 4 ani de mandat. Puteți spune care sunt comunele respective sau cine sunt primari? Sunt în zona partea de ies a colegiului, mai lucruri, Roșcani, Vlădeni, mai nu. Din colegiul 5 de aici, deputat, deci din zona Pașcani, nu. Nu, aici nu. Presupun că ați din colegi și ați stat foarte mult cu oameni. Da. Care au fost problemele lor care de la 7 ani? Problemele? Principale. Principale? Lipsa lucrurilor de muncă, lipsa banilor, lipsa surselor de trai. Nimeni nu-i ajută. Înțelegeți? Sunt oamenii din mănui. Se descurcă foarte greu. Zone izolate, infrastructura distrusă. Uitați de lume. Știu că vă doriți o viață mai bună. V-au promis-o toți. După au venit cu scuze. Știu că vă doriți locuri de muncă. Aveți salarii, să vă hrăniți copiii, să-i trimiteți la școală, așa cum au făcut și părinții noștri. Știu că vă doriți mai mulți bani cu care să vă puteți ajuta părinții. Sunt un om obișnuit. Am pornit de jos, am muncit mult, am cunoscut lipsurile cu frică de Dumnezeu. De-aia trebuie să vă spun adevărul. România noastră dragă se află într-o situație dificilă. Haideți să ne avem unii pe alții ca împreună să-i repornim inima. Inima României sunteți dumneavoastră.
candidează Demniță, o să răspund și prietenilor. Avem cu cine sta de vorbă.